Salutare hulioacilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft în care Basti mi-a pregătit o hartă super interesantă și anume a făcut capetele tuturor din Easy Clan, băi. Deci da, dacă n-ați înțeles bine, suntem toți din Easy Clan aici, îl avem pe Nociv, îl avem pe Houdini, adică eu, ia uitați-vă la mine, da frate, sunt chiar eu, o avem pe Foxy aici, Forțini. După aceea l-avem pe Linulinu, Mandalinu, pe oviță. După aceea avem... Bă, sunt două vulpițe, bă. Aba nu-i, băi, tigrișorul, bă, e Coștin. Uite aici că și scrie, e Coștin. Am văzut portocaliu de Dorian, am zis, bă, frate, nu văd bine. Deci e tigrișorul, după aceea avem aici așa pânzii. După aceea avem aici așa Lavinia. Nice. Și după aceea avem aici așa pe Cătălin. Forținii, frate, nu nici nu mai ce să mai zic, bă, deci s-au ocupat de tot Basti, a făcut capetele tuturor din Easy Clan și voi face două episoade pe harta asta pentru că este super, super interesantă și sunt foarte, foarte multe capete, trebuie să intru în fiecare pe rând și da, sunt curios ce se află în fiecare. Să nu uitați acolo să rupeți butonașul de subscribe, de like și de asemenea un follow pe Instagram, houdini.insta și un follow pe TikTok, houdini.tiktok. Iar primul link din descriere vă duce către Trovo, unde fac live-uri zilnice alături de Foxy. Haideți și acolo cu un follow. Bun, ce să vedem acum? O să le iau pe rând, sincer, că dacă nu o să mă încurc, câte avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci voi face 4 și 4. Am văzut că am primit aici ceva chestii de ajutor. Ia să vedem, să ne uităm aici. Un mic ajutor. Așa, bun, deci avem niște armură de diamond și încă un mic ajutor, încă o armură de diamond. Ok, ok, deci am dublă armură de diamond și hai să punem și săbiuța și aici să vedem ce scrie. Harta făcută de Basti și de Sara. Oh, deci harta este făcută de Basti și de Sara, așa. Nu știu dacă am mai citit la început, dar dacă n-am citit, am citit acum. Așa, ce zice Shalut, ia să vedem. Azi ai de vizitat capetele de la Easy Clan, o să ai surprize mari. Ai un mic ajutor în chestul de lângă mine. Cred, de lângă domnul ăsta care îmi spune. Sper să mai treci pe aici. Mai trec, domnul, dar le-am luat pe toate deodată. Hai că mai trec dacă e. Capul lui Nociv nu prea o să îți ce. O să ai surprize neplăcute poate în capul lui. Ok. Deci ăsta este capul lui Nociv și ce că o să am surprize neplăcute în capul lui posibil. Bă, deja aud ceva cum forfotă pe aici. Ah, niște blazuri. Mamă, dar iubesc blazurile pentru că îmi dau blaze roduri. Mamă, ăștia chiar s-au băgat pe bătaie cu mine aici, bă. Deci ăștia chiar s-au băgat pe bătaie cu mine aici. Vedeți că am armură de diamant și a blazurilor. Nu credeți că e puțin prea așa să vă bateți cu mine în armură de diamant? Gata, bă, i-am anihilat. Și ce mai fi sus? Aaaa, că i-am anihilat dacă e. Deci avem și niște repegeri aici. No way, ăștia mă bat. Ăștia dau prea tare, bă, cred că-s cele mai feroce animale din Minecraft. Revegerii ăștia, adică frate, tu știu cât de mari sunt. Unul la mână și doi la mână. Abia-i bați, bă. Deci abia-i bați, ia uite-te. Mamă, mai am un reveger. Apoi pe ăsta, gata, l-am bătut de, l-am ascultat cu urechea. Ok, și avem ceva pe aici. Ai, uite bă, cadouri, bă, din partea lui Basti. Deci dacă am terminat primul nivel, ca să zic așa, am primit cadou, frate, ia uite aici. Hai să vedem, deci avem 13 bucățele. Mai îmi dă! Toaleu, păi eu mă umplu așa din prima și după aceea, la următoarele, nici nu mai am nevoie de diamante, frate. Nici nu mai am nevoie la următoarele de diamante. Pe bune, dacă nu. Eu fii atent. Deci pur și simplu m-am umplut. A, nu m-a chiar umplut, bă. Mi-a dat aproape un stack. Să zicem, frate. A, un stack mi-a dat. Bă, le-a numărat, bă! Ce zici tu că le-a numărat, frate? Ok. Ok, mi le-a dat așa cu porția. Bun, hai să mergem în următorul cap. Oh, următorul cap este al meu. Și scrie așa, ai de vizitat capul lui Hachi.
O să-ți placă foarte mult acest cap. Oh, mersi, 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 mersi. O, sper și eu că măcar e capul meu, frate. Adică măcar capul meu să fie ok. Ai că îmi place că deja am văzut zombalăi. Am văzut deja zombalăi aici. Mamă, mi-a băgat aici basti zombie. Aoleu, ești puțin lag. Dar dacă nu știați, chiar ieri, pentru că voi o să vedeți episodul ăsta cum ar veni următoarea zi după ce l-am filmat, a picat Digiu în toată țara, frate. Băi, deci a murit Digiu peste tot, frate. Nu mai mergea la nimeni. Deci mi-a picat live-ul. A picat totul. Nu mai puteam să fac nimic. Să-mi scrieți acolo voi în comentarii câți dintre voi ați avut problemă cu internetul ieri. Și așa o să aflu câți dintre voi sunteți pe Digi. Mă uit, bă, că e plin aici de zombale din ăștia. Ăștia se urcă înapoi pe scară, fii numai atent. Mai bat așa, las că-i bat mai ușor. Mă, dar ce atrage acolo? Ea atrage ceva, cred. Băi, domnule! Zombaleu cu cărniță mână sau ce aveai tu acolo în mână. Tu chiar vii să dai așa în mine? Gata, voi, uite, am curățat aici. Și aici? Ah, e plin de slime-uri, bro. Și aici aparent mai e un etaj. Deci aici e plin de slime-uri. Mamă, ce-mi dau slime-urile astea? Ba. Ba, ce-mi dau slime-urile astea? Noroc că am armura asta de diamant. Ta, alo, uite știu câte sunt. Uite știu câte slime-uri sunt aici. Am făcut nebunie, zici că e party cu slime-uri. Ta, ai de viața mea ce e aici. Dar nu mă las, nu mă las, nu mă las, nu mă las. Dar nu mă las, nu mă las, nu mă las. Oi, mă, dar mai duceți-vă slime-urilor, că m-am săturat de voi. Uite, deci tu câte slime-uri sunt aici, bro. Deci, uite, deci tu câte slime-uri sunt aici. Asta ar fi al doilea cap. Și mai am încă două după aceea să vizitez. Numai că ăsta e cu trei etaje. Și sunt scări pe ambele părți, aparent. Hai să vedem, da. Oh, nu, iar slime-uri și aici, bă. Oh, aici e plin de haci. Stai, bă. Mamă, dar nu pot să sar, what? Am blocat aici, frate. De ce nu mă lasă să sar? Gata, uite. Doamne, m-am blocat acolo. Deci e plin de haci aici. Ce tare, băi. Salutare, frățiuerilor. Am venit să vă salvez. Deci trebuie să-i salvez pe toți hacii ăștia, cred. Oh, și diamantele frumoase. Așa da, mă, frate, mă. Așa da, mă, frate, mă. Mamă, super fain. Bă, chiar mă bucur că m-au așteptat aici hacii. Hacii mei preferați. Bun, hai să vedem următoarea căpățână. Deci am vizitat... Oh, și tu aici, urâtule. Și tu vii aici, urâtule. Deci am vizitat capul lui Nociv, capul meu. Și acum trebuie să intrăm în capul lui Foxy, bă. Ok, ai de vizitat capul lui Foci, ia să vedem. O să-ți placă foarte mult în capul acesta. Păi, că la mine înseamnă că e cu câștig ca lumea deasupra. Mamă, câți abonați are Foxy? Aoleo, păi nu e updatată harta, brodere. Are 80 ceva de mii de abonați. 80.300, cred că are, sau ceva de genul ăsta. 79.500. 79.600, cred că asta... Nu era asta, bă. Mamă, era celălalt, frate. Aoleo. Dar am scăpat. Am sărit peste. Hai să vedem ce e aici. Aici sunt păiangani. Ok. Hai să vedem aici. Pe domnul păiangani, cum i-a aliniem. Deci nu era updatată harta, frate. Așa, hai să vedem. L-am distrus și pe ăsta. Și ce e aici? E gol, bă. Mare țiacă, bă. Mare țiacă, frate. Deci când am făcut Basti harta, avea Foxy înseamnă 79.000, cât era? 400 sau cât era? Nu, 500. 79.500 aparent. Ok. Și hai să vedem ce avem aici. Oh, și e plin de vulpițe, bă! Ia uite, bă, plin de vulpițe pe aici. Și multe diamante. Bine, frate. Super tare joculețul. Mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Oricum am mers în ambele cămăruțe. Oh, ia uite, bă, mi-a dat suplimentar aici cadou pentru că nu era datat acolo. Mamă, forținii, frate, deja am 1, 2, 3, 4, 5, 5 stecuri, aproape 6 stecuri de diamante.
O să că nu mai prea am viață, dar în rest e super ok. Așa mai am capul pandalinului. Linul, mandalinul, băi, ia să vedem. Azi ai de vizitat capul lui Țanu. Bine, băi, Țanule, ia să vedem. Ai multe surprize în Țanu, sper să-ți placă. Oare ce surprize are Țanu? Ce surprize mi-a pregătit Țanu? Țanule, ce ai băgat în capățâna ta? Ce ai în cap? Ia să vedem. Ce este în capul lui Țanu? Chiar sunt curios. Ce liniște momentan. Aoleo, spaiangă din ăștia la alți, bă. Au dat să urce acolo pe scară și s-au blocat acolo. Mamă, e plin de păianganei aici. E plin de păianganei aici, bă. Apoi, păi, știi, bat repede. V-am fraierit. S-au tras acolo sus toți. Și am fraierit, frate. Uite cum ne-am dat la joade. Bam, bam, bam. Oh, și e plin de pandalini aici. Mamă, deci erau doar păianganea. Zic că, bă, ce trișez, dar nu trișez, frate. Erau prinși toți aici. Ce să le fac eu? Mamă, multe diamante și aici gata, frate. Deci am, câte am zis, 2, 4, 6 stecuri de diamant și încă 17, bă, bine, blocuri să nu exagerăm, adică e mai bine decât să ai stecuri de diamant. Nice, 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 nice. Băi, deci am verificat și capul lui Țanu, îmi place, vă salută pandalinilor. Deci are mulți pandalini în cap, Țanu. Și din ăștia, cum se numesc, Boiangăni, Verzuli. Nice. Super, super șmecher, deci deja am vizitat 4 capete, mai am încă 4 și anume capul lui Costin, Pânzii, Lavinia și Cătălin. Nice, nice, deci până acum am vizitat capul lui Nociv, capul meu, al lui Foxy și al lui Țanu, Țanu, Barosanu. Bun, super, super tare, băi, de-abia aștept să văd și următoarele capete. Dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hudini.insta. De asemenea, primul link din descriere vă duce către Trovo, și acolo fac live-uri zilnice alături de Foxy. Haideți și acolo cu un follow. Iar noi ne reauzim ca de obicei pe următorul episod. Și să nu uitați și de TikTok, hudini.tiktok. Pa, pa!